Dacă Dumnezeu îngăduie acestea, nu înseamnă că este neputincios în a le împiedica. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Explicații. Ai grijă de tine, omule, și întărește sufletul. Dacă ai copil după trup, învață-l de pe acum să dea Dumnezeu să nu se întâmple venirea lui Antichrist în vremea noastră. Mai înainte, ereticii își mărturiseau rătăcirea lor pe față. Acum însă este plină biserica de eretici ascunși. Oamenii s-au lepădat de adevăr. Și neadevărul le încântă urechile. Se grăiește ceva care desfată urechile. Toți oamenii ascultă cu plăcere. Se grăiește ceva folositor sufletului. Toți se depărtează. Cei mai mulți oameni s-au lepădat de învățăturile cele drepte. Este ales răul. Trebuie aștepta dușmanul. În parte, aș începu de pe acum să trimită pe înainte mergătorii lui, ca să vină pregăti la vânătoare. Ai grijă de tine, omule, și întărește sufletul. Biserica îți arată acum înaintea Dumnezeului celui viu și te învață mai înainte cele cu privire la Antichrist, înainte de venirea lui. Cine oare va fi fericitul care va primi atunci cu credință mucenicia pentru Hristos? Afirm că mucenicii de atunci sunt mai presus de toți mucenicii. Mucenicii dinainte de venirea lui Antichrist au avut de luptat numai cu oameni, pe când mucenicii din timpul lui Antichrist vor lupta chiar cu Satana față către față. Împărații prigonitori de dinainte ucideau numai. Nu se făceau că învie morți, nici nu arătau năluciri de semne și minuni. Acum Antichrist e pornit să îngrozească și să înșele, încât să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Dumnezeu îngăduie acestea. Înșelarea și ispitirea oamenilor și împrigonirile petrecute în cursul istoriei, cât la sfârșitul lumii, nu înseamnă că este neputincios în a le împiedica, ci încununează, ca de obicei, prin răbdare, pe proprii săi luptători, făcându-i asemenea profeților și apostolilor lui. Pentru scurtul timp de suferință vor moșteni împărăția veșnică a cerurilor, după cum spune Daniel, și va fi vreme de necaz, necaz cum n-a mai fost, din vremea când s-a făcut neam pe pământ și până în vremea de acum. Din vremea aceea se va mântui poporul tău și anume oricine va fi scris în carte. Ci mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii la viață veșnică, iar alții la ocară și rușine veșnică. Întărește-te pe tine însuți, omule, ți-am dat semnele lui Antichrist. Întărește-ți-le, nu numai în memorie, ci răspândește-le tuturor, fără invidie. Dacă ai un copil după trup, învață-l de pe acum, iar dacă ai născut un fiu prin cateheză, întărește-l și pe acesta mai înainte, ca să nu ia ca adevărat Hristos pe cel ce este fals, căci taina fără de legii lucrează de pe acum. Mă înspăimântă războaiele dintre popoare, mă înspăimântă schismele din biserici, mă înspăimântă ura dintre frați. Să fie spuse acestea, să dea Dumnezeu să nu se întâmple venirea lui Antichrist în vremea noastră. Cu toate acestea, noi să ne întărim.